Gafa făcută de Adela Popescu de ziua lui Radu Vâlcan a strâns mii de reacții în mediul online. Se pare însă că greșeala făcută de îndrăgita prezentatoare nu a fost motiv de supărare pentru sărbătorit. De fapt, el nici nu și-a dat seama, însă fanii au avut parte de o porție generoasă de amuzament. A trecut aproape un deceniu de când cele două vedete spuneau marele dat și porneau la drum în viață ca soț și soție. Recent, prezentatorul Insula Iubirii și-a celebrat ziua de naștere, moment ce a fost marcat așa cum se cuvine de partenera sa. În ciuda faptului că intențiile sale au fost cele mai bune, Adela a făcut o mare gafă. Sinceră, deschisă cu fanii săi și plină de umor, Adela și-a recunoscut greșeala în mediul online. A greșit vârsta pe care tocmai a împlinit-o soțul ei. Așadar, Radu Vâlcan a primit un tort cu 49 de ani în loc de 47. În doar 2 ore de la publicare, postarea a strâns câteva mii de reacții și comentarii din partea internauților. De ce nu mi-a fi spus când a văzut? De ce a trebuit să-mi dau eu seama singură într-o seară când făceam calculul câți ani o să aibă copiii când el o să împlinească 60 și rezulta ceva greșit? Ori e prea fin, ori nici el nu mai știe pe ce lume e din cauza conviețuirii cu așa nevastă ca mine. Nouă nu are fitil pentru că e de fapt un 6 întors. Foarte fericită când l-am găsit rămas de ziua lui Alexandru. Stresul meu asta era, să nu-și dea seama că e un 9 improvizat. E greu să vă bateți în gafe cu mine, a încheiat prezentatoarea.